asta cu vremea. Bună dimineața! Bună dimineața din nou! De mărțișor am primit în dar vreme frumoasă și călduță și așa va fi și azi. Asta nu înseamnă că am scăpat de ploi. În prima parte a zilei vor fi înnorări și precipitații în vestul și sud-estul țării, iar începând cu orele serii, ploile se vor extinde pe aproape tot teritoriul. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va ajunge să sufle cu viteze de 50-60 de km pe oră. Să vedem cu ce grade ne răsfață a doua zi de primăvară. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde cerul va fi acoperit de nori, va ploua atât în Baia Mare cât și în Satul Mare, dar temperatura este bună, maxima zilei va fi cuprinsă între 12 și 13 grade. De același tip de vreme, ploios, dar călduț, vom avea parte astăzi și în Crișana, după cum vedem, un cer acoperit de nori cu următoarele temperaturi. Avem 14 grade atât în Oradea cât și în Arad. Bănățenii vor avea parte de o vreme ploioasă în Timișoara, dar în Reșița va ieși soarele, cerul va fi variabil spre senin și aici va fi cald pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge până la 15 grade. În Oltenia, soarele și revanșa, astăzi nu se anunță ploi, cel puțin în prima parte a zilei. Spre seară vântul va începe să sufle un pic mai puternic și vor cădea precipitații, dar până atunci să ne bucurăm de o zi frumoasă cu următoarele temperaturi: 15 grade în sud, în Craiova, Slatina, și 17 grade, o temperatură excelentă în Drobeta, Turnu Severin. În Transilvania, la munte, precipitațiile vor fi mixte, după spusele meteorologilor, și vântul va sufla destul de puternic, dar în rest, după cum vedem, vreme predominant frumoasă de primăvară, cu 8 grade în Miercurea Ciuc, 11 în Bistrița și deja 16 grade în Alba Iulia. În Moldova, vreme frumoasă, frumoasă de tot de primăvară. Astăzi e cu raze de soare și cu un vânt ce va sufla slab până la moderat, cu 11 grade în Suceava, 12 în Piatra Neamț și 15 grade în Bacău. Vom avea nevoie însă de umbrele în Dobrogea, după cum vedem pe hartă, va ploua atât în Tulcea cât și în Constanța. În Constanța vom avea parte și de ceva raze de soare în prima parte a zilei. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 11 și 13 grade. În Muntenia, vreme excelentă astăzi, cel puțin din punct de vedere al temperaturilor. Va ploua însă cel mai mult în a doua parte a zilei, dar și noaptea. Cantitățile de apă, după cum spuneam și mai devreme, vor fi însemnate. Maxima zilei va fi cuprinsă între 13 grade în Pitești, Târgoviște, 16 grade în Călăraș și 18 grade în sud, în Giurgiu. În capitală, de dimineață se înregistrau 5-6 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 15 grade. Cerul va fi acoperit de nori astăzi în capitală și va ploua, dar va fi cald pentru această perioadă. Cam atât despre cum va fi astăzi. Aveți un început de primăvară.